Salutare, băieți! Eu sunt Antidot, iar astăzi, alături de SpaceX din nou, ei bine, vom încerca MindBlox Simulator, dacă nu mă înșel, cred că așa se numește, MindBlox Simulator, da, și practic noi vom fi ca niște mini arheologi, aș putea spune, adică va trebui să căutăm anumite minereuri, fosile sau bucăți de dinozauri, înțelegeți voi că practic asta e cu fosilele și așa mai departe, însă nu știu exact ceea ce va trebui să găsim sau să căutăm, pentru că vom descoperi împreună, nu-i așa? Deci nu uitați și voi să dați un like acestui videoclip și, foarte important, intrați și voi pe primul link din descriere, deoarece este serverul nostru de Discord pentru Roblox și facem și trading acolo și mai jos să aveți și grupul nostru oficial de Roblox cu abonați. Unde deci nu uitați și voi. Avem și hainuțe, dar uitați-vă cum arată aici la SpaceX tricou ăsta, să mă bată mama mea, zici că e tir, zici că e remorcă de tir aici corpul ăsta, vedeți? Dar arată bine, adică zici că e poster aici, vedeți? E frumos, așa făcut, mare. Și pe spate. Are spatele cât tot corpul meu, dacă vă uitați. Asta e partea, da, vă dați seama. Și acum mă pune să vin aici și ce... Wow, uite cât de șmecher arată. Nu pot să fur de la tine. Pe cum să fur, bă, de la mine? Du-te, bă, la tine, bă, acolo, uite unde scrie spațiu X3. Bă, dar chiar acolo nu scrie Amotopazuca, scrie SpaceX33. Aolo. Am găsit și un chest, ci că l-am deblocat, mi-a dat $90. Și acum mă pune să mă duc aici, ci că să sell ores. Gat, am făcut $100 în plus, dar avem un shop. Dar nu știu de unde am $300 eu. Bă, ce face? 300 ai tu deja? Eu nu știu, aveam un inventar, m-am târzit cu ei. Nu știu ce să zic acum, dar n-avem un shop? Aș furat unul contul de Roblox. Aaa, cum ar fi? Și să-ți facă pe toate joculețele astea, toate case-ele acolo, un hacker să-ți facă tot. Uite, pickaxe-uri de aici. Dacă Roblox ar fi bine. Da, atâta timp cât nu sunt ciordiți. Backpack aici 500 primul. Cel mai ieftin pickaxe e 1000, backpack cel mai ieftin e 500 și worker... Vezi că aici scrie worker, ca și idee. Unde e workerul ăsta? Să-l pun și la treabă puțin. Uite, bă, am pus un worker, acum să-mi facă bani mie. What? Tu vezi că îmi face unul bani mie? Nu pot să cred. Să fac și eu bani. Dar e foarte slab, că eu gen dacă spamez click-ul, eu fac bani mai repede decât el. El dă de zici că acum s-a născut. Ia uite-l. Și s-a oprit acum. Păi ce fac acum, mă, frate? Acum stau așa pe loc? Ah, trebuie să mai deblochez din astea părți. Am înțeles. Eu deblochez aici și el farmează. Hai că e bine. Are bomboane ca pământ. Cine? Ăsta al meu? Ăla, Faze. Ah, păi da, dar a avansat foarte mult ăla, cred. Noi mai avem un pic. Ia să mai deblocăm și pe aici puțin. Sell. Uite ce gaurel acolo cu pickaxe-ul. Bă, și ăsta pe care l-am cumpărat eu acum... Îmi și vinde minereurile, ceea ce este foarte bine, că genul face bani. Ok, deci se merită să cumperi din ăștia. Păi și dacă pui vreo 5 din ăștia, cred că devii milionar aici. Mamă, dar până spargi tu aici, bă, băiatule, băi, nu mai zi nimica. Hai să facem niște upgrade-uri. 75, 75 și 75 cu 75 aici. Perfect. Hai, bag acolo tare. La muncă, nu l-am întins mâna, bă, băiatule, băi. Ce facem aici? Aia zic. Ia, și acum cred că o să deschidem zonele alea la alte după aia. Hai să vedem. Cât costă oare Infinity Pack pe colonii? Nu știu, dar merita, teoretic vorbind. 75 cu 75. Perfect, facem bani intens. Facem bani cu lăpata. E un pic enervant că îți cumpără pământul ăla automat dacă treci pe lângă el. Păi, da. Dar are logică. Adică chiar, na. Ce să faci aici? Eu strâng bani să-mi iau backpack și calc din greșeală pe la chestia și-mi ia bani. Aia da. Dar, na, oricum trebuie să deblochezi ca să faci mai mulți bani. Dar, stai așa că de la mai mare. Pe aia vreau și să fac acum. Dar nu știu dacă să-l cumpăr pe ăla cu 500 sau să-l iau pe următorul. Ba nu, eu mi-au pickaxe, cred că prima dată. Pickaxe e mai important. Că sparg toate astea foarte repede. Deci facem 1000 acum, facem răz de 1000 de bănuți. Chit că fără backbling, e nasol că nu ai loc și trebuie să vii mereu, dar te teleportează. Adevărat. Cum ar fi? Da, să ne punem Black Shield, da. Mamă, mi-a luat vorbele din gură, nu poți să cred așa ceva. Doamne. Sau cum ar fi să spui backbling-ul de la Red Striker ăla al tău? Mamă, da. Aia zic. D-alea, cum se cheamă? Nu știu, echiene. Taiuri d-alea pe spate. Cum se numesc? Taiuri. N-am înțeles. Să mă bată mama mea dacă am înțeles. Că nu știu cum arată. Flyuri? Slaiuri cu S. Slaiuri? Da, sunt ca niște furculițe. Ok, da, nu mai știu cum arată backlink-ul de la... Ninja, care avea ăla roșu.
Hai că mă știu din Țesoasele Ninja. Păi dacă îmi ziceai și mie din Tom și Jerry, Mickey Mouse, de ce e din Țesoasele Ninja? Na, nu știu ce-au ăia. Sau, da, Shuriken știam, dar în fine, dă-i pace, nu-mi dau seama exact cum aveau ăia. Și nici nu, eu știam că numai se bată ăia de la Țesoasele Ninja. Dar nu că aruncă cu ceva sau că dau cu ceva. Cumpără-ți la backpack, că merită. Merită, mi-am luat pickex, pentru că pickex-ul e mult mai șmecher, că sparge astea dintr-un hit. Ai 10 sloturi. Nu mi se pare atât de bun. Pentru că dacă ții pickex-ul, nu, ia-ți pickex, și de ce? Pentru că sparge astea dintr-un hit, te teleportezi și vii înapoi. Pam. Eu așa fac. Și am făcut 300 dintr-un din ăsta. Ia, dăm acum sell. Na, 435. Acum pot să-mi iau cum ar fi backplingul ăla, dar nu se merită. Pentru că are numai 10 sloturi. Mamă, pickex de diamant. Da, cred că următorul backbling s-ar putea să aibă... Pardon, următorul backbling cred că s-ar putea să aibă... Mamă, backbling. E bine, backpack cred că are 25 de locuri. Dacă primul are 10, ar trebui 25, așa. După aia 50, eu așa zic. Trebuie să mă uit. Ăsta ce are aici, mă? Ah, tot la fel are. Dar oare nu găsim și alte chestii față de asta ce avem noi acum? Ia să mai deschidem niște zone din astea. Că, na, vreau să găsim chestii mai șmechere. Nu știu dacă găsim, dar vedem. Îl are prăjituri acolo. Și îl are înghețate. What? Uite-l pe ăsta aici, tot înghețat, așa? Dar are mai mulți workeri, bă. Cred că ar trebui să pun și mai mulți workeri. Cred că e un upgrade destul de bun. Cred că cumpărăm încă unul imediat. Ia. Deci dacă ne ducem la shop, cum ar fi să ai minim 3? 300 și ceva. 369. Nu, ăla e upgrade. Dar vreau să cumpăr încă unul. 316. A, e upgrade. Nu, mă refer, dacă îi dai upgrade, e 369 la primul. Dar dacă vrei să cumperi încă unul, e 316, adică mai puțin. Și următorul worker e 422 și îl cumpărăm și pe ăla, vreau să am 3. Pentru că, gen, până fac eu asta, bă, da, stai un pic. Ăla dacă vinde, îmi dă mie bani. Da, că mi-a dat acum. Mi-a dat seama, ok. Deci o să facem acest lucru și după aia dacă le dăm și upgrade, cred că e intens rău de tot. Deci, hai să încercăm să facem rost de încă unul. Dar văd că și ăștia vând, normal ar trebui să le mai deschid zone, mă, dar nu știu ce să zic. Până vine înapoi oricum se spawnează aici. Ia, duceți-vă să vindeți, băi, șabalanilor, băi. Mamă. Uite, una a venit aici la mine și a încercat să spargă la mine. Bă, băiatule, bă, unde crezi? La tine acasă? Doamne. Șop aici, ia, mai cumpărăm un worker. 3 avem. Deci, upgrade, mamă, upgrade-ul 369, cam mult. Ar trebui teoretic să strângem pentru următorul pickaxe. Dar, o să strângem foarte ușor acum. Ar fi mai tare cu 4 workers, parcă. Nu știu, trebuie să mă uit. Bă, ăsta sparge la mine? A, nu. Dar nu știu ce mă teleportează cu fața la tycoonul, la băiatul ăla. Deci aia mi se pare ciudețel. Că tot mi se pare că e la mine, acasă ăla. Doamne. 322 îi ținem, nu ne cumpărăm zone. Chit că ar trebui să cumpărăm mai multe pentru că avem și mulți care ne farmează. Cât costă următorul worker? Asta e așa. Dacă e numai 500, le iau acum. 527. Am luat în... Nu mă lasă. A, deci dacă vrei să... Stai un pic. Păi dar nu vreau să am 5 workers. Eu vreau 4. De ce mă pune să dau Robux din ăsta? Un pic am citat. Deci o să dăm upgrade la primul. Ia, dacă am dat upgrade la primul, înseamnă că i-am dat pickaxe mai șmecher, nu? Sau ce se... Nu știu. Cred că la asta se referă. I-am dat pickaxe șmecher? Da! Dar tot nu sparge din prima. Da, un pic am țeac aici. Deci o să trebuiască... Mamă, ăsta nu e diamant? Bă, am găsit o chestie care nu poți să spargi, gen durează mai mult și cred că îți dăm mai mulți bani. Asta e așa, unde e? Au spart-o a mei, dar nu știu câți bani mi-au făcut acum, dar e bine. Spargeți voi, deci se spawnează și chestii mai rare. Deci sunt buruienii. Da? Da, am cumpărat pe unul. Uite, iar am găsit o chestie din asta, făcută din diamant sau ceva, dar nu știu ce e. Da, nu știu ce e asta, oare cât îmi dă pe ea, ia să vedem. Dacă ne dă... Galben? Da, iron. Mam, pe iron am găsit, da. Bun, atunci avem 1000. Cu 1000 oare până unde ajungem? Ia să mergem noi până în față, 200. Mamă, ce este? Gata, încă 200. Ce e ăsta? Gold? Nu pot să cred. Încă gold și încă un iron. Aia zic. Încă un gold. La aia care fac muncă. Merită. Ce? Level 3 măcar. Le update la oamenii. Da. Să le dau upgrade la 3, ai zis? Da, la 3. Gen, la toți 3 ăștia workerii sau level 3? La level 3. Level 3. Încă nu avem. Hai să-i dăm level 2 și la ăsta. Asta o să facem imediat. Dar o să trebuiască să mai deschidem zone din astea pentru că alea ne fac foarte mulți bani acolo unde s-au dus băieții acum să farmeze.
Mai farmați, mă, mai duceți-vă în bază acolo să mai facem bani. Avem 227. Dacă se mai duce unul să vândă, ar fi ceva destul de șmecher. Dar păcat că ei nu se teleportează cu sel, cum facem noi, că era tare. Dar... Bun, hai să vindem și noi. Bă, nu s-a vândut la mine, cred. A, bă, da. Bun, deci acum am vândut astea. Și acum, teoretic, am putea să mai luăm astea două. Ăsta de pe aici. Și ăștia intră acum mai repede și fac iron. Hai că e bine. Uite și aici iron, mult rău de tot, și gold, să se sparge greu. Nu știu ce unul să vândă ca să mai deschidem o din asta. Hai, du-te. S-a dus. 170, așa, bun, perfect. Mai spargem și ăsta. 275, hai că e bine. Teoretic vorbind, ar trebui să sparg eu asta care se sparg mai repede. Ia. Perfect. Ouleu. M-am dus la shop, dar nu știu cum am ajuns acolo. 763. Hai să venim la shop și le dăm la primul worker 500. Oh! Level maxim e 3, aparent. Deci pentru următorul... Da, levelul maxim? Da, că am văzut că nu mai poți să dai level 4. Deci cam asta e ideea. Uite aici, avem o linie din asta, perfectă. Mai deschidem zone. Dar o să trebuiască să facem upgrade și la următorul worker, pentru că sunt curios cum o să fie cu 3 de level 3. Că ăsta e maximul până la urmă, dacă nu bagi Robux. Ia, spargem gold-ul, spargem și ăsta și cumpărăm pe aici puțin. Nu, pe ce m-a apăsat? Close, așa, perfect. Mă tot teleportează la shop. Bun, 739. Hai să dăm level 3 și la următorul, care este aici. Am 2 de level 3 și 1 de level 1. Și îmi trebuie pentru level 2 580 de bănuți. Hai că bine. Deci, cred că cel mai bun upgrade este, adică cea mai bună investiție e să le dai upgrade la workers, pentru că ei după aia poți să îi lași să-ți facă banii AFK, teoretic vorbind, și după aia ți aduni tu pentru pickaxe, backbling și din, de asta, backpack și așa mai departe. Backpack. Da, da. A, mi-a ceva acolo. Fortnite. Păi, na, ce să faci? Ne asumăm. Ne ducem la shop și cumpărăm aici level 2 și următorul 739, se fac ușor. Deci se merită. Chiar se merită să faci aceste upgrade-uri. Acum au pickaxe de aur ăștia workerii, ceea ce este foarte tare. Cât mai avem acum? Ok. Văd că am ajuns mai departe decât băiatul ăsta care era de la început, de când am intrat noi. Dar văd că ăla nu face nimic, așteaptă numai să facă bani workerii. Deci cam asta este ideea. Și acum avem 720, ok, 900, facem level 3 și ultimul worker. Deci toți 3 de acum au pickaxe-uri de aur. Uite, bă, mai poți să cumperi. A, nu te lasă, mă. Nu te lasă. Dar nu știu ce ți arată. Cum adică cumperi pământ de la nou? Cum are la bomboane? Păi cum are la bomboane? Păi nu, dar cred că la toată lumea e diferit, că... Nu? Eu cred că e diferit la toată lumea. Păi da, dar uite, la din stânga are și ăla cadele și noi avem iarbă cu ăștia de aici. Nu cred că poți... Ba da! De aici, uite-te în stânga, e acolo, world ăla, lava cât, dar nu poți, nu știu cum poți să deblochezi lava și, da, sunt diferite din astea, dar nu știu cum putem debloca, cred că trebuie să ajungem la un nivel mai mare, da, sau așa, dar trebuie să deschidem zonele astea cât mai multe și cred că așa funcționează, ia spargem și noi pe aici astea cele mai rare, bun, și gold-ul, mai avem un gold aici, perfect. Cred că trebuie să ajungi cât mai departe cu zona. O, am găsit comoară. Și la un moment dat cred că merge să faci acel upgrade. Uite și aici așa. Mamă, multe chestii avem aici de deblocat. Chiar avem mult, dar nu știu până unde putem ajunge la maxim. Că acum am ajuns destul de mult. Nu știu că putem deschide altă lume. Am făcut mult. Da, am, făcut mult am găsit și o comoară. Perfect, dar ne-a dat puțin, adică numai 300. Așa, bă, uite, uite, eu am ajuns acum la nivel maxim, adică unde se termină gardul. Trebuie să faci asta, vezi, să deblochezi aparent, cred. Am dat de una, unde mă pune să dau 600 pentru 4 bucăți de pământ. Da? Ia stai un pic, eu cred că n-am ajuns acolo, mai am puțin. Nu știu, am spus să o drept în față, să trepă lângă toate, dar să o doar în față. A, atunci n-am ajuns unde am zis eu. Cred că numai se îngustă drumul, dar nu e, da, cam asta e ideea. Avem 789, ia stai așa să încerc o chestie. Aici pot să mai mă duc în față după aia? A, da, bă, că se vede. Și după aia e portal, uite, se vede semnul, se vede forma de la locul în care o să fie un portal. Da, da, și aici am găsit un chest acum foarte mare. Aici ne trebuie 400 ceva de coins, dar nu avem portal. Portalul unde cu 600. Da, și te duci după aia în următorul, în următoarea zonă. Ți se dă de asta, ca un fel de rebirth la zona ta ți se dă. Are logică, are logică. Cred că acum poți să-l deblochezi. Ia să vedem. Nu, poți, trebuie să cumperi tot pământul după lângă.
Da. Un pic cam nasol. Da, uite, asta e 668. Ok, deci are logică. Uite, am găsit diamante, aparent. Aia zic. Asta cred că costă foarte mult. Emeralde oare există? Că diamante am găsit. Nu știu. Ar fi destul de tare. Dar nu poți să... Stai așa, cred că workerii nu poți să-i faci level mai mare decât dacă deblochezi zona următoare. Adică, nu știu dacă se termină la 3 oare? Abar n-am. Uite, mai multe diamante aici. Mai vin de ceva, băi, șabalanilor, am găsit 3 diamante din prima. Ci că trebuie să vând orsul prima dată. Păi, dar am fost acolo, de ce nu mi l-a vândut? Habar n-am. Că normal m-am teleportat acolo. Ia să vedem. Gata, am făcut încă 450. Cred că acum pot debloca foarte mult din partea asta. Putem încerca să cumpărăm portalul ăla. Hai să vedem. Bă, dar de ce nu m-a lăsat aici? A, bă, da, m-a lăsat. Nu pot să cumpăr portalul ăla. Nu? Trebuie să cumpăr tot. Da. Trebuie să cumpăr tot. Trebuie da, să cumpăr mai întâi. Acum am încercat și eu. 200, ceva cu 200 mai avem? Nu mai avem. Trebuie să mai vândă și băieții mei. Ele pe de lângă portal, că sunt numai diamante. Da, păi acolo mi-a venit și mie, mi-a venit mai multe. Ia să mai deschidem noi din drumul ăsta ca să vină și șobolanii ăștia. Perfect. Și acum o să fie mai multe diamante. Dar cred că așa funcționează, până ajungi în zona aia. Cred că doar așa. Da, trebuie să deblochezi toate astea de pe aici, dar nu e greu. Adică, nu, sincer, acum cu workerii ăștia chiar e șmecher. E păinuț. Și e fața că acum workerii se duc și la minereurile alea care sunt cele mai scumpe. Ceea ce este foarte șmecher, adică e programat foarte bine. Ca să nu se ducă numai la alea ieftine. Se duc la gold prima dată, după aia la silver, adică cel puțin la mine așa fac. Că uite, nu se duc la alea roșii care sunt ieftine. Poate se duc și la diamantele astea ca să vindem mai repede. Bun, băieții. Da. Băieții știe fotbal, băieții muncește. Glumesc. 773, bun, avem 900, 299, așa. Hai că terminăm, teoretic vorbind, nu mai avem mult. Și... cred că o să deblocăm acum chestia asta, mai avem puțin, că mai am 2, 3, 4, 5, 6 mai am de deblocat, 6 chestii din astea, plus aia cu 600 care e portalul, na, are logică. Ia să vedem, am mai găsit niște diamante acolo, cât avem, 983, deblocăm astea două de aici și după aia cred că una din stânga. Ia, am deblocat așa, luăm diamantele prima dată ca să ne fac bani ca lumea, ia să vedem, bun, și încă un diamant aici, mamă, aici era un copac, am deblocat un copac. 296 cu 296, cred că vine undeva în jur de, nu știu, 600 și ceva. Cred. Sau? Nu, matematica mea, nu. Sau? Pa, nu, 500 și ceva vine. Bă, stai mă un pic. 209, bă, stai mă că vine aproape 600, bă, vine 594? Sau? V-am zis bine? Nu știu că am zis bine. Dar sunt multe diamante. Cât vine, mă, 296 cu 296? Că nu-mi dau seama. Îți curios. 500 și ceva, 600 cred. Da, aproape 600, că na. Dacă e 200, dacă e 594 cum am zis eu, sunt cel mai șmecher. Dar nu e atâta, nu e atâta. Nu. Nu e, e 292, pentru că lipsesc 8. Deci am calculat eu ceva. Bun, avem 2000 acum și putem deschide, gata, eu cred că am ajuns la portalul ăla. Ia să vedem, 296 cu ăsta și acum am ajuns la portal. Dar prima dată suntem șmecheri, facem și oste și o să luăm diamantele. Vedeți? Așa trebuie să facem. Luăm diamantele prima dată și după aia luăm portalul. Și acum mă duc în World 2. Perfect, și uite, mi s-a făcut ăsta singur. Așa. Aia zic. Mamă. Vezi? Așa se face. Netherul după Minecraft. Da. E șmecher acum. S-a făcut singur. Însă, dacă vreți să mai explorăm și noi în continuare acest joculeț care este absolut fenomenal, adică mie chiar îmi place, ei bine, nu uitați voi să dați un like acolo corespunzător. Foarte important, intrați și voi pe primul link din descriere, deoarece este serverul nostru de Discord, unde comunicăm și bineînțeles facem și trading pe toate joculețele. Și mai jos aveți și linkul către grupul nostru oficial de Roblox cu abonații. Deci dacă sunteți abonați adevărați, nu uitați voi să intrați. Și pe data viitoare, eu și cu SpaceX, vă pupăm! Baftă!